Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mari descoperiri în Republica Fantastică România au fost descoperite recent, o primărie și o biserică ce furau curent, în sensul propriu că furau curent, adică nu cel figurat. Că așa, primari și ierarhi care fură curent mai găsim. Am avut și avem destui. Așadar, în orașul bihorean Vașcău, angajații companiei de electricitate au observat la un moment dat un consum neobișnuit de mare, mult mai mare decât cel facturat la un bloc al primăriei și la biserica ortodoxă din localitate. Acum, apropo de Vașcău, eu înclin să-i spun în continuare, adică de acum înainte în intervenția noastră, să-i spun, nu știu, localitate sau așezare sau urbe sau târg, că oraș e greu să admitem că e, adică totuși nu are decât 2000 de locuitori. Practic 2-3 scări din drumul Taberei, sâmbătă seară când sunt petreceri, fac mai mult decât orașul Vașcău. De Vașcău, oricum, cred că ați mai auzit, nu de mult, când Alex Dima, reporterul ProTV, a făcut un reportaj prin primăria de acolo, unde câțiva employați tăiau frunză la câini atât de evident, încât primarul își optea panicat de față cu echipa de filmare. Fă-te că lucri! Fă-te că lucri! O scenă epocală, erau două doamne care stăteau la un calculator și făceau clipoc-clipoc la un ecran, încremenite de groază că a venit televiziunea peste ele. Și ăsta, mai ager primarul, s-a prins. O să le filmeze în timp ce stau. Așa că, fă-te că lucri, fă ceva! Și alea au început pe tastatură, clic-clic. Revenind la chestiunea cu furtul de curent. Deci electrica a trimis pe teren o echipă să verifice situația. La biserica locală, angajații au descoperit că firul... Au descoperit o șuntare, cred că așa se cheamă. Firul care treia să intre în contor era deviat și legat apoi la cablurile care ieșeau din contor. Deci s-a făcut o mică lucrare acolo, un ocoliș mic. Contorul era în interiorul bisericii, legătura ilegală era bine ascunsă. Deci cine a făcut știa ce trebuie făcută. Da, au făcut senjiratoriu la contor, practic. Da. Nu m-au făcut centură. Centură, da, au făcut centură. Legătura asta clandestină era greu de observat, relatează ziarul Adevărul, și nici nu se știe când a fost făcută, căci contorul care e în interiorul așezământului bisericesc, Doamne minunește, și nu e nici nou, nici nu a fost reabilitat recent. Contoarul, zic. Nu așezământul de așezământ, nu știi. Parohul bisericii, preotul Sebastian Bursașiu, neagă că ar fi știut de furt. Sunt convins. Da. Dânsul a declarat, citez, dacă știam, păi mai lăsam să intre în biserică. De ce, mă? Că erau creștini. Puteau să intre. Îi simțea. Îi vedea că erau creștini cu salopetă. Crezi că era contorul în altar? Nu știu unde a fost, nu cred că era în altar, dar în altar cred că creștinul are voie. Creștina n-are voie în altar. Creștina n-are voie. Deci de-aia echipele de intervenție de la electrica pentru orice eventualitate sunt compuse mai ales din domni. Eu nu am văzut doamne domnișoare îmbrăcate în salopete pe care se scrie IDEB sau ce... Sau ceva, da. Deci oricum nu există dovezi că dânsul, că preotul Sebastian ar fi făcut șmecheria. Desigur nu se știe când e făcută treaba. Contorul, cum spuneam, e model vechi, dar... A fost o minune. Da. Băi, dar ce frumos ar fi fost să știi, adică dacă ar fi știut, alt înțeles ar fi avut îndemnul către credincioși, veniți de luați lumină. Corect. Nu? Adică altfel ar fi sunat, știi? Să spunem, veniți de luați lumină și în gândul lui, că dacă e oricum, iau. Acum biserica trebuie să plătească din urmă curentul furat, vreo 8.000 de lei. Mărunțiși. Zici? Băi, este totuși un oraș de 2000 de locuitori, adică... Iar cu primăria o situație oarecum similară. În Vașcău există, ce să vezi, și un bloc ANL care a fost dat în folosință acum 2 ani. Acum nu știu dacă sunt mai multe, dar este unul care a fost dat în folosință în 2021. E bine, centrala blocului, care se află într-o clădire anexă, este administrată de primăria din localitate. Centrala e la primărie. Blocul e la, nu știu ce împărțire e asta, dar așa e. Și aici au descoperit inspectorii electrica o mică agregat, o mică instalație clandestină pentru alimentarea cu curenta centralei, relatează ziarul Adevărul, deci plin de bricolări la Vașcău. Altele nu știm dacă au, mă, dar să pricep la curent, bine de tot. Domnul primar a refuzat să dea vreo explicație, a trimis reporterii la consilierul său personal. Pentru că, evident, oraș de 2000 de locuitori, primar cu consilier, nu? Că este foarte multă muncă. Consilierul le-a trântit telefonul în nas. Ziariștilor n-am mai stat de vorbă.
Cazul e, mă rog, e caz penal acum. Primarul orașului, Florin Porge, îl cheamă. Și parohul Sebastian Bursașiu vor trebui să dea explicații la poliție. Acum, sunt foarte curios că aici va începe un proces cu reprezentări în instanță, va dura. Asta în cazul în care nu-și recunosc vinovăția, dar mă îndoiesc că o să-și recunoască, parohul nu are nicio treabă, sau, abar nu există dovezi că ar fi intervenit. Sunt curios însă cine să plătească asistența juridică pentru primar și poate și pentru preot. Adică nu de alta, dar acest oraș Vașcău are atât de puțin locuitori încât din taxele și impozitele, din taxele și impozitele plătite de aceștia nu pot fi acoperite nici măcar salariile angajaților primăriei. Este unul din cazurile acelea de primării inutile, totalmente nejustificate. Deci nu se pot plăti salariile și impozitele, nu se pot plăti salariile. E nevoie permanență de bani pe care să-i dea Consiliul Județean și Ministerul Finanțelor ca să poată funcționa mai departe primăria, numai să funcționeze. Și uite așa, practic, nu-i vom plăti avocații acestor domni. Contribuabilii, că din taxele noastre, contribuabilii din România vor plăti din taxele lor avocații unor funcționari acuzați că fură curent. Mi se pare un paradox formidabil. Adică, de ce trebuie să plătesc eu avocații cuiva care a făcut o instalație că poate ilegală? N-a făcut și asta e societatea modernă. Bine, asta e, să faci o donație pentru domnul primar. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.